Am vrut să facem un interviu, dar o să facem o discuție ca între prieteni cu băiatul acesta frumos de lângă mine. Păi stai, probabil îl știți de la... În spate Orlando se știe, o să auziți o voce ca de obicei. Pe Nael știți de la Ai Umor, dacă nu v-ați uitat, bine, când o să băgăm interviu o să vă dăm și un link celor care nu l-ați văzut. Pentru mine a fost revelație emisiunii, ca să zic așa, mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult numărul tău. Dar chiar a fost, mi s-a părut, cel puțin între selecție, a fost de departe cel mai bun. Bă, mie mi-a plăcut materialul meu și în finală. A fost ok și în finală, dar în finală nu știu ce, ia zine, ce s-a întâmplat în finală? Parcă lumea zice, bă, că te-ai pierdut, bă, că ai avut emoții, parcă... Nu că m-am pierdut, eu aveam deja, nu știu, niște întâmplări cu 99, știi, cu concursul de la 99. Stai să încerc să te bag mai așa, să te și vezi. Ia, vezi. Așa, să te vezi. Concursul de la 99 și după a fost concursul la Autopeniu Vesel și pur și simplu m-am simțit jurizat de niște oameni la care nu erau pe ce simțeam. Eu am țintit destul de sus, adică ăștia mari, Teo, Vio, Costel, Bobonete. Și când am ajuns acolo și am văzut că Bendeac provoca glumele cu ardeleni moldoveni, cu maneliști, nu știu, iarbă, ce mai era, fuego, glume fumate, zic aia că la Big E a fost un accident, na. A zis-o și el. După aia l-am văzut la Gheri, prima dată. Când l-am văzut a doua oară și am mai băgat și chestia aia că am văzut foarte mult stand-up-uri din țară și știu unul dintre cei mai buni stand-up. Zic, a, ce pula mea caut eu aici? Nu am ce să caut aici, nu mai vreau. Așa m-am simțit și la Autopeniu Vesel, știu? Da, eu nu știu ce a fost acolo. A fost un concurs tot așa de stand-up, comedie, nu știu ce era. Pentru... improvizație, au fost pe mai multe criterii. Și erau și amatori și profesioniști, adică puteau să participe oricine. Da, și a fost jurizat de Ovidiu Ianu, Vasile Muraru, Viorel Gaiță și oameni, nu știu. Când a început Big Gay să cânte și alea, parcă-l văd pe Vasile Muraru. Asta e. Perfect, asta e comedie. Am ieșit din sală, zic, pleacă că mă. Ce zic ăștia? O, am zăpăcit ăștia cu glume, da, zice v-am. Asta e de când lumea, cred că fiecare comediant a trecut prin asta la început, când nu ți s-a întâmplat? Să te întrebe... Imită-l pe Costel? N-ai. Cum să-l imit eu pe Costel? A, ce bun a fost clipul cu Costel când te imita. Bă, bun. Da, a fost medicament. Bun. Uite, nu știu, poate înțeleg ei acum, le mai spun încă o dată. Asta cu du-te dreacu, cu ți-am dat like, m-au zăpăcit. Păi. Asta s-a viralizat, e deja vorbă din popor. Dacă zic că și pe la Tulcea și pe la unde am fost, știau de du-te, bă, e zi, dar du-te. Ce vreau să... Eu, ce n-au înțeles, că dacă intră la mine pe pagină, acolo nu o să, sunt trist, sunt vai mama mea, intru pe pagină la Naie și ia să vezi ce mă distreze acum, ce n-ai văzut. Nu! Facebook e doar un canal prin care să iau legătura cu ei, unde voi merge cu spectacolele, în rest. Corect. Facebook cam atât rămâne, nu... poate mai scapă o chestie, care îmi place mie și zic că e de Facebook, da, dar în rest nu o să primiți glume pe Facebook. Ia să vezi, 200. Bravo, n-ai cum e treaba o glumă, dar ce-mi place asta. Ia să vezi. 900 ceva de mii de like cu 5. N-o să ne zică nicio glumă. Ieșiți, mă, să comentezi. Nu zice nicio glumă. 4.000 de like-uri. Povestește de ale lui, n-are glume, nu ne mai uităm. Salutări de la Vâlcea. Ce mai avem? Câte kilograme? Câte kilograme ai, n-ai? 82. Am 88. Ești bine, mă, nu ești așa. Pare mai grăsuț. Poate să se trezește și lumea să înțeleagă lucrul ăsta. Care lucru? Probabil ce ai zis tu, că pagina de Facebook e ok. Zim cu... Ai avut spectacole după Ai Umor? Da. Ai avut și s-a simțit? Bă, se simte o chestie pe care, o vedeam la Bobonete. Și eu nu sunt obișnuit cu ea, adică, știind că sunt pielea puli, nu... Stăteam cu minte, nu mă luam de oameni, știi, nu... Și oamenii acum vor să... Mă iau de ei zi de mine, adică sunt ei un tipul intrusul și tovarăși pe lângă el și aia și
zi de mine, de mama, de ce vrei tu, nu contează. Și e ok. Rest. Deci, practic, oricum, din toate punctele de vedere, a fost bine că ai fost la umor. Adică da, pentru mine clar a fost bine. Am văzut că, oricum, clipul pe YouTube ăla din prescripții deja cred că a făcut se chine Orlando să închidă ușa de vreo 10 minute. N-am nicio șansă. Da, e în spatele camerei, că nu mă poate nici să închidă ușa, dai seama că stă pe aici, cădea cu scaunul. Așa, ziceam că are vreo 2 milioane de vizualizări, nu, clipul ăla? 2 milioane și, da. 2 milioane și. Le mulțumesc că și-au luat 10 minute din viață să se uite la clip. Bă, a fost și ok, că dacă nu era ok, nu se uită bă, nimeni. Mie îmi place și al doilea. Eu cu al doilea, cu, adică prima dată am fost cu 3 glume, nu? Cu Facebook-ul, cu a doua m-am gândit, trebuie să am o glumă să-l mișc pe Chelu, că dacă îl mișc pe Chelu, să râdă el, după aia iau și haterii în mare parte. Și a treia m-am gândit să fiu cu un mesaj. Și prima a fost Facebook, a doua asta cu oamenii care se cacă pe ei cu funcțiile lor. Și anume, cum îi spunea, cei care, mă, eu sunt aia, dar de fapt da, sunt vai mama lor. Și a treia a fost cu patronii, care de fapt începe cu managerii. O să-mi o taie băieții și o să o pun pe toată. Pe YouTube. Ideea e că la tine erau și au fost în finală cele mai mari așteptări. Îți dai bă, seama da, după ce așteptări. Ai rupt, toată lumea era mamă, stai ce a fost până acum să vedeți că o să intre, n-ai și n-ai ce să... Bine, știi, deja s-a pierdut elementul surpriză. Vio mi-a zis că peste tot se crea elementul surpriză, adică intra n-ai și toți aveau chestie. A intrat țărăbetele ăsta. Ce poate să ne zică ăsta? Da. Da. Toți se mai stăteau pe telefoane mai ales, și începeam să zic două, trei, după ei, na, hai că-l blocăm, mai comentau și la un moment începeam și tăiam în carne vie, știi? Și opa, țărăbetele la foc, stai puțin. Și acolo se crea surpriza, știi? Vai de mine, stai așa că ne-a rupt aici. Și ei au văzut treaba asta în finală. În audiții și după în finală dă-ne ceva acum da. De rege. Foarte și... greu. Cât de greu? Zine și tu cât de greu. Eu știu cât de greu e să scrii material nou. Bă, uite că la nu prea e greu acum. Că nu, a venit. Nu e greu rău să scriu material nou. Adică mi se pare super greu. Să scriu foarte, foarte greu. Bă, nu scriu. A, ah, păi da-i ușor. De furat mă bucur și asta, că n-am de unde să fur. Adică ce da, chiar asta cu like-urile de unde e? Nu, aia cu like-urile. Nu, pe, povestea e, eu-l văzusem pe magicianul Robert Tudor, știi? Cum da, știu. Da, trebuia și-mi iau un like știi? Și zic, bă, bună asta cu cerșitul. Dar după, zic, ce-i fac eu ca să nu o dau ca el? Că mi-era aiurea să mă duc, dați și mie un like la pagină. Și am construit povestea cu like-urile, știi? Uite, apropo de asta, te întreabă cineva ce mai face Milica. Milica nici nu știu cine e. Ce, n-ai vorbește și cu noi. Păi stați mă că na, de fapt e un interviu și l-a pus ăsta l-am pus în live. Practic o să fie un interviu, o să apară... El mai stă cu ochii pe voi pe aici, poate pune și voi o întrebare mai așa, nu știu. Mai când specială. S-a dezvirginat n-ai sau ce a spus voi pe acolo. A, mi-am adus aminte, da. Zicea ceva Bendea că te-a criticat puțin, că ai devenit îngânfat. Bă, asta cu aroganța de... eu o văd în felul următor. Miercuri a fost finala și marți n-am tras niște ilustrații pe acolo și în stilul meu caracteristic și prost de gură am început să fac mișto pe acolo, știi? Mi-aduc aminte că erau destul de mulți pe afară. Și eu am început să zic să mă iau de actor, știi? Ce pula mea actor, ftuvă în gură, repetați de două ori pe săptămână și după vreți aplauze interminabile și săl pline și dați drumul pula mea la muncă, la piatră de râu, v-aș spune, știi? El râdea și da, zâmbea, dar în orgoliu lui de actor cred că da, l-a deranjat puțin, e clar. Posibil. Și nu, cred că a zis-o direct. Vii un nei ca nimeni de nu știu unde și te-a pus tu să te iei de actori. Du-te, dracu, n-ai două cărți citite și te-a pus să te iei tu de actori, că să ne ducem noi la muncă. Da. Dar ești trimite la muncă. Dar nu, eu am luat ce îmi trebuia de acolo, cred eu, și ăsta e cel mai mare câștig, și anume oamenii. Și rest,
Cine vrea să ducă la umor, încurajez, cu mare drag. Dacă asta ai... acum, preselecții, nu? Dacă ai ceva de zis, da, dar spre selecție acum, du-te. Când că... o să înceapă? Când e... Păi deja cred că au început cu... O să filmeze, cred că, prin august. A, și la TV? La TV nu știu când o să apară. Septembrie, sfârșit, 1 octombrie, nu știu încolo. Băi, sincer, făcând o paralelă între Ai Umor și România au Talent, eu cred că la România au Talent impactul e mult mai mare decât mă uitam la Anisia, bănesc că te-ai uitat. Da. Mi se pare că nu știu ce audiență are, habar n-am, nu știu la Ai Umor ce audiență au fost, dar știu că la România au Talent se uită cam 3 milioane, 4 milioane de oameni la fiecare ediție. La Ai Umor n-am idee, dar bănesc că nu sunt atât de mulți. Nu știu să spun asta. De zic. Da, chiar, ți-a plăcut Anisia la România au Talent, te-ai uitat? Bă, Anisia, mie îmi place oricum, că ea are carisma ei, așa. M-am uitat și eu, contează foarte legat mult. Legat de glume, nu pot să, nu știu, nu... N-am oricum, a prins foarte dar bine. Dar ea are carisma ei și mie îmi place ce face ea. Acum nu știu cât de tare o să ducă zi, emisiunea pe picioare. A prins acolo un pilon bun, da. Un ciolan, destul de ok pentru ea. Plus e nevoie de fete în stand-up, că sunt foarte puține la noi. 2-3 dacă... Da, Maria Popovici, Ana și... Și Iarba. În rest... Și parcă au mai fost pe la open mic, dar nu mai știu exact. Da, ca frunzele. Deci 3 fete, e loc. Dacă vor fetele se apuce de stand-up și se simt amuzante, mergeți. Bă, n-am cum să mă mai scriu la... Să mă înscriu la România au Talent, că n-am. Eu nu sunt Vlad Grigorescu, nu-mi iese la România au Talent, mă duc la Ai Umor. Pula mea, banii mă interesează pe mine, nu interesează banii. Da, dar oricum, Vlad Grigorescu, dacă ții minte, a fost în finală în ultimii doi la România au Talent și la... 2 sau 3, și la Ai Umor a câștigat, dar vezi că nu e de acord. Bă, a câștigat, dar nu e treaba noastră să vorbim cum... Câștigat, oricum, mi s-au părut foarte bune și numerele din finală. Și Gherghe mi s-a părut super bun, a fost bun și în finală. E foarte, okay. Foarte bun Gherghe. Mai ales... Am văzut că vă tachinați așa acolo. Nu, mai ales cu gluma lui Costel, știi? Zi un banc, asta cu bancuri. Bă, bancuri nu știu, intrați la Gherghe, că el e cu banc. Nu că mă tachinez, vine la bătălii cu glume, na, nu știu, gen... Junimea, n-ai avea 3 fire de păr, le-am pletit și i-a rămas 2. Bă, nu știu... E treaba lui, face cum crede, are și el publicul lui destul de mare. Corect, corect. E loc pentru toată lumea, suntem atât de puțin, nu înțeleg. Sigur că e loc pentru toată lumea. Eu mă bucur, chiar ieri a fost open mic, m-a sunat că te dum. Da. Azi dacă vin la open mic, am ajuns târziu, se terminase, dar mi-a zis că au fost o grămadă de oameni, au fost vreo 11, zicea că vreo 2-3 noi, nu-i văzut niciodată. Da. Lumea se apucă de stand-up, încearcă și e bine. Da, mă, apucați-vă, dar sper să vă apucați pentru că aveți, nu știu, o chestie să faceți oamenii să râdă. Dacă vă apucați pentru bani... Păi asta e că toți se apucă pentru bani, fătui în gândi. La muncă nu cu mai voi. Sunt bani, toți banii stă aici. Nu, dar banii nu vin așa. E complicat până. O să vadă și ei, îți dai seama, toată lumea la început. Iar mi se pare o chestie foarte tare, nu știu, cred că ar trebui să fie ca la, cum se acordă stelele Michelin. Și partea asta cu stand-up. Că da, nu știu, începând de la Malu, Marius Chivu și mult. Dar vezi și ierarhia asta, contează și cine o jurizează, că dacă o jurizează... Nu, oamenii... nu. Steaua asta să fie dată de oameni, de nu știu. Exact, asta ar fi... Bă, ai un număr de oameni care te plac, da, atunci... Că toți spun stand-up și se duc și oameni care nu știu cu ce se mănâncă stand-up, se duc și văd, zic, tot felul de porcoșini. Și zic, nu mă mai duc niciodată. Nu mă mai duc la ăștia că e vulgar. Dar sunt și foarte puțini oameni care chiar au văzut toți comedianții în parte și toate show-urile și pot să compare. Mulți tot la fel. Bine, când au nimerit la cine, fiecare la cine asta nimerit. Cu comedianții, da, sunt până la urmă, eu înțeleg. Eu am zis că deja comedianții îi văd un fel, adică ar trebui să fie exact cum sunt fructele. Nu știu, Bordea are treaba lui, Bobonete are treaba lui, Teo are treaba lui, nu știu, o pară, o gutuie, o piersică. Exact, diversitate, să fie... Fiecare are gustul și lui, da? Public există pentru... Bă, nu-mi place gutuia, du-te exact. Bobonete, pleacă de aici, că nu-mi place. Dar lumea asta nu înțelege că dacă poate, un om poate să fie foarte bun, dar să nu-ți placă, să nu fie pe stilul tău de umor. Să fie, da, ai niște glume bune, dar nu sunt. Uite, nu eu am one-liner, gen, mai dau one-liner, nu sunt pentru toată lumea. Poate să vină unul, aia, ce glumă, mă, ce cantor ăla, mi-a zis la sfârșit, nu mi se pare da, amuzant. Nu, asta e adevărat. Și atunci eu cred că lucrurile se așează cumva și sper să se apuce cât mai mulți, dar căutăm, adică nu știu, să vină cu...
făcut ceva. Da, cam atât momentan live-ul, o să-l închidem, că am ținut v-am deja pupat. Mult. Vă pupăm și... Ce zi, mă, stai, mă. Da, voi nu mă... Ba da, muncim. Vulgar. Sigur, veni să... Mâine am de descărcat doi saci de... Ai fost zidar toată viața, du-te, dracu. După mânuțele mele, cocoși, dacă scoți mâinile alea tale... Ia uzi, hai la Timișoara. Când te duci la Timișoara? La Timișoara sunt mâine. Mâine e la seară. Timișoara. Andronache Paula, mâine seară e la Timișoara, dacă vrei să-l vezi. Te pupă. Vă pup și eu pe toți. Cam atât și să vă uitați pe YouTube la interviu întreg. Pa. Asta a fost. Acum să stau și lejer să mă uit în aia. Da. Hai să vorbim tot despre stand-up. Că zi-mi de la noi. Cine-ți place? Bă, ăștia... Și din afară. De afară nu știu. Nu te uiți la stand-up? Nu mă uit că... Nu știi engleză. Una, că nu știu engleză. Și a doua, care e imediat acolo sub... că mică atunci, nu știu, momentele de blocaj scot de regulă, am chestia asta și dau azi de la vine el. Ceva de... Dau. Se întâmplă, da. Dau ceva de la el și atunci mă fac de cacao și mai ales că sunt atât de prost încât zic, nu, că e a mea pe loc atunci, știi? Și nu, așa cel mai bine îmi văd de ale mele. A fost foarte amuzant odată, Fulvio a dat la... A fost la antena, la agentul VIP sau la da, nu știu ce da, se făcea da, stand-up. Da, era o chestie pe și tot la fel, mi-a povestit Tibi că încheia Fulvio cu glumă de-a lui și l-a sunat, a vorbit și Fulvio a recunoscut. A zis, da, m-am blocat și nu mi-a venit altceva. Păi și cum ți-a venit de la mine o glumă? Mi s-a părut foarte amuzant. Nu mi-a venit altceva, mi-a venit de la tine. Asta mi se pare tare. Așa poți să faci un stăj la 99 lei show, după aia dai, bă, nu mi-a venit ăsta, mi-a venit, l-am văzut la voi, astea... Teo, nu mai da bucata aia, că, da, intri acum după, nu mai da bucata aia, că am dat, m-am blocat și n-am. Îmi tot vine bucata asta, nu am ce să bună, e bună, eu ți-o promovez, adică să nu iei cap o chestie, eu te promovez pe tine când îți dau... Zim la Deco, când ai urcat după Bobonete, cum a fost. Ce șerpări e, mă, ce mi-a făcut atunci. Om a venit cu de-alea de la Racing, știi că a fost la Racing și nu, că n-am prins, mamă, că nu a râs nimeni, bă, că nu știu ce, că nu mai sunt la pământ și n-ai, stai că dacă intri după mine 5 minute, știi că dacă nu prim, și eu n-am, asta era nebunia, să intru după, zic, intru după Bobonete, e visul meu, zic, trebuie să o dau bine, știi, și eu mă uitam pe acolo, zic, pe asta o dau, pe asta o dau, asta nu, asta nu, asta nu. Și cât mă uitam eu pe el, omul i-a lăsat vreo 5 minute, 10, după aia i-a prins și i-a strâns în ușă, știi? Dar nu că el, le-a scos aerul din piept. Și pe om o taie de acolo și acum direct de la umor n-ai Nicolae, pac, și-a tăiat-o exact unde nu mai aveau aer. Și intru eu și... Zic, nu mai bine vă duceți voi să fumați, că zic oricum așteptați să fumați, v-am pupat, pa, și... Am luat-o pe aia. Se întâmplă. Dacă n-ai un spectacol prost, înseamnă că nu faci stand-up. Toată lumea corect. Trebuie să treci prin asta. Îmi ziceai mai devreme că te întrebam eu unde vrei să ajungi, care e țelul tău, ce vrei să faci, și ziceai ceva de Revelion. Bă, da, mi-aș dori să prezint un Revelion, nu știu, cu Vuciu. Super tare. Dar ce e asta? Nu, de unde asta cu Revelionul? Nu știu, mi-aș dori să... Atunci am văzut că parcă se adună așa multe și vedete și cioace. Și mi-aș dori, știi că asta e, nu știu, nebunia mea așa pe la roast, cumva, să bate în pula de... Deci aș vrea să fac, dar nu înțeleg de ce nu se mai fac roast-uri, eu, mama, aș băga la roast. Care? A fost unul singur. A fost la 99, n-am fost, dar m-au zis că a fost foarte tare. Ăla a fost cel mai tare, dar ți-am dat link cu el la audio. N-am auzit, nu știu nimic, dar am auzit din povești așa niște glume, dar mi s-a părut foarte tare. N-aveai timp să respiri, mai ales dacă cum tot știam da, cătăria de la 99. Da, au fost inside joke-uri, da, am înțeles. Și nu înțeleg de ce n-am mai făcut. Păi, nu se acceptă încă. S-a tăiat în carne vie acolo. Asta e ideea rostului. Ce nu-mi plac ăștia care sunt pielea pulii. Și se urcă fumați pe scenă. Și au un cap cam, am rupt sara, ai rupt pe pula mea, doar în cap la tine ai rupt. Ăia îi vezi în sală, pe aia îi vezi în sală cum se plictisesc și vorbesc între ei, intră pe telefon și după aia văzut, mamă, cum a ieșit ăsta, a ieșit pe dreacu, n-a ieșit nici. Păi ăștia da, nu, și
Aici cred că nu. Deja am făcut o grămadă prieteni acum. Dar oricum, știu că na, cu toți. Am văzut că mai mergi cu Via și cu Sorin. Da, am învățat foarte multe lucruri de la ei și văd că sunt foarte bune acum. Și restul oamenii care m-au lăsat... S-au părut buni întotdeauna, acum poate au început să prindă mai bine și la public, dar mie mi s-au părut foarte buni... Bă, eu, mie mi se pare cam... Adică mie îmi place cel mai mult dintre toți. E omul ăla care pur și simplu ia realitatea de aici. Și din realitatea de aici ce s-a întâmplat aici îți face ceva foarte... A avut acum setup-ul ăla cu... setul cu mașina, cu... și-a luat Logan sau... Se pare că e mai vechi. E vechi? Nu știu, l-am văzut mai vechi. Bă, m-a rupt. Bine, m-a rupt. Tot. Vio, da, e omul e bun. Maxim. Și restul care m-au lăsat să fur de la ei, că am avut bucăți în care, nu știu, îl urmăream pe micuță și zic, gata, asta e atitudinea, știi? Așa trebuie să, oh, și dau pe ei. Dar, de fapt, eu aveam un corp, vai, mama mea, și se vedea ca o broască care urlă și n-are nicio treabă cu, știi? Și după zic că, l-am văzut pe Natanticu, mi-a plăcut Natanticu, zic, asta e. Zic, uite, șerpuire, cum face el cu oșelele alea. După aia mi-am dat seama că eram prea gras pentru a dansa cum dansează Natanticu pe scenă, știi? Practic, ți-ai dat seama că n-ai corp de nimic. Nici pentru aia, nici pentru aia. După l-am văzut pe Costel, zic, nu, Costel deja mă depășește că e prea agitat. Pe zic, bă, uite aici începe să-mi placă Teo, dar ăsta folosea cuvinte prea din dex, zic, mă depășește, mă, n-am dicție pentru el. Și până la urmă ți-ai găsit stilul tău. Și după nu, zic, dar de ce nu sunt eu așa cum sunt normal, știi? Dar, na, mai fur niște lucruri după la ei, de exemplu, situații pe care le... Inevitabil se... Le taie și cum așează și cum liniștește oamenii, pur și simplu stați aici și ascultați-mă că dracii vă ia, știi? Și asta e foarte, la modul frumos îi liniștește pe oameni. Așa, Orlando, mai zici o întrebare? Eu sunt ok, acum începem și noi spectacolele, avem mâine la Pitești, luni la Brașov, miercuri la Buzău, la Haș. Vă ascultăm, domnul regizor, cu întrebare. Puteți să luați lista aceea cu întrebări de jos și aruncați orice întrebare. Ai zic că și tu ai cochetat cu stand-up-ul la un anumit moment. Poți să le întrebi și tu ceva? Nu, no, e destul cu stand-up-ul. Cum stă Naie cu partea feminină? Din el. Partea feminină din el. Ori din el, ori de lângă el, ori... Pe când lângă... doamna Naie? Bă, cu partea feminină, da, după ai umor s-a simțit. Au intrat fetele, nu? S-a simțit, să... parcă aveam miere la gură, știi? Să mă... Nu se uita nimeni așa. Zic, bă, dar nu vă mai uitați așa la structură, că sunt mai grăsut, sunt... Vezi ce înseamnă să ai umor? Nu, frate, ce înseamnă notorietatea asta. Da, da, da. Parcă ești mai frumos când ești cunoscut, da? Da, multe, dar dă-ți șapca jos din cap, dar du-te dracu, vrei să ne vadă, ce, nu te vede nimeni că ești cu mine, nu? Și, na, se întâmplă. E bine, e bine. Au fost, adică, na. Am văzut că sunt 3-4 fete care așa cum așteaptă să terminăm aici și tot bat în geam. Pupă geamul ăla, le vezi? Una e în mașină. Păi, cine te-a enervat? De fapt, dacă ai un exemplu cu unul care te-a enervat sau una care te-a enervat rău de tot. La? La orice. Deci, cineva care te-a enervat rău de tot. Aia, e ușor să-l enervezi, menai. Ca să mă enervez, nu știu ce, pe partea asta de stand-up, da. Dacă îmi spui că, nu știu, zic că, nu știu, nu dau nume. Nu dau nume, mai da, bine ca să... Un tip, nu știu, că face stand-up și îl văd că pur și simplu nu... Nu-i prinde, da, ne certăm pe treaba asta până plece acasă și tot nu. Nu știu de ce stă așa. Ești mai terorist de fel, nu? Da. Pe asta, pe partea cealaltă, nu știu, să mă enerveze cineva, nu mă enervez. De exemplu, cu haterii pe pagină, pot să spun că i-am întors cam pe toți. Da. Că veneau, ești praf, ești vai morții tăi, știi? Zic, perfect.
n-ai nicio glumă. Zic, o, m-a ajuns cu ceva. Nu, cocoși că n-am zis. Majoritatea o dădeau, du-te în gura mătii, știi? Și eu zic, acum? Și pe omul mă băgau de alea comentarii. Respect, bossule, și mie mi-a plăcut ce ai făcut acolo, dar... Adică n-am. O lăsa mai mare. Sunt oameni care cerșesc, nu știu, sau cerșesc, caut atenție și se gândesc, bă, dacă îi spun lui ăsta foarte tare, nu mă bag în seamă. Dacă îi zic, dă-te în gura mătii, pa, poate zice ceva, știi? Deci dacă vor să, să intre cu chestii de-astea, primiți atenție și dacă zici ceva ok și dacă nu zici ok. Deci, dați-o cum simțiți. Care e filmul tău preferat? Filmul meu preferat? Nu mă uit la filme. Nașu, nu-ți place Nașu. Nici măcar nu te la filme? Nu, nu. Filmul tău preferat porno? Nu. Nu mă uit la... Nu te uiți la filme? Nu mă uit la filme. Păi... La ce faci? Îți pare ciudat să nu te uiți la filme, niciodată nu te uiți. A, na, se mai întâmplă, nu știu. Dacă păi sunt din greșeală, te dacă vă... stai cu... Dai cu capul în televizor. Dacă văd 3 filme pe an, nu știu, 2 văcare în New York. Ai văzut unul bun din alea 3? Ultimul pe care l-am văzut, nu știu, a fost 2 văcare în New York, știi? Nu știu, sunt de alea vechi? Sau? 90 și ceva pe acolo. Nu, am văzut. Cu ce? Cu New York și Văcări? Da, Văcări, știi. Adică au niște fețe foarte tari. Dar deja seriale nimic? Nu? A, n-am, nu halesc genul ăsta. De-aia nu, cred, pe partea asta nu mă înțeleg cu oamenii care... Să vii să-mi vorbești de Game of Thrones, am să mari, du-te. Nu știu, asta îmi se pare niște Game of Thrones, du-te, bă, dre. Aruncate, pula, să-și ocupe pleava timpul. Pune mâna, fă altceva, du-te, pula, pierzi. Nu știu, dacă e ceva educativ, da, mă uit, adică mă interesează, da, așa, ce nu știu, la, e educativ chestia asta, Game of Thrones, filmul? N-am văzut ultimul sezon, dar mă uit. Domnul regizor, e ceva sau nu știu? Eu mă uit la toate seriale. Nu, nu, spune, nu te dau afară. E mișto. E mișto, dar ce? Ce prins din el? E pierdere de timp, ce vrei, dar e o pierdere de timp de calitate. Uitați-vă la Game of Thrones, nu vă las până aia. Eu nu mă uit. Nu, mă, pune mâna, fă ceva ce îți place, nu știu. Îți place să joci golf, joacă golf. Îți place să joci darts, joacă darts. Lasă-le în pula mea de filme. Muzica ceva asculti sau? Nu, mă, ce muzică? Pierdere de timp ascult muzică. Du-te, dracu. Filme, muzică. Dacă e educativă, dacă nu, ce? Ce e? Dă ăla din chitară și... Bă, muzică, da, ascult. Ce, hai că... Ce? Aici manele. Ce stil? O dădea pe educativ mai devreme și acum manele, nu? Sunt doar cu manele. Bă, scat, scat, da, da. Nu, pot să zic că îmi plac, nu știu, paraziții până la viața mea, petrecere și folclor. Frumos. Vezi că o să ai și manele la Revelion. Clar că ăștia bagă la Revelion manele. Asta e. Asta e. O să-l ai și pe chelul, n-ai de fapt da, chelul. Da, și pe mă, când... Îi prindem să batem puțin pula de ei. Mi-a venit una. Care e cea mai mare sumă de bani pe care ai avut-o în mână? 800 de milioane. Păi stai, dar aici e, depinde. Nu era ai lui sau nu era așa... Bine, acum mai... Așa bine. Trec și eu pe la bancă și ridic o servietă de acolo. Ia uite, mă, am 3 milioane. Dă, șefule, să fac și eu o poză. 3 milioane de euro, nu? Bine. Ai mei? Au fost, nu știu... Ăia 800 când am fugit cu ei. 6, 5.000 de euro sau ceva de genul. Ce sfaturi ai da copiilor care se uită la tine, la spectacole, pe Facebook? Să nu vină. Ce sfaturi le-aș da copiilor? Da, da, până în 18 ani. Nu știu, să facă ce simt ei că vor să facă, nu știu. Majoritatea vor să-și găsească, nu știu. Vreau să mă apuc și eu de stand-up, vreau să fiu ca tine, vreau să... Când, dacă simt chestia aia, să o facă, dar să o ducă la un nivel destul de sus, să înceapă, adică să o facă din plăcere și după o să vadă că vin și banii pe treaba asta. Nu știu, dacă vrei să cânti rap, cântă rap și du-l până la un nivel cât mai sus. Lasă-i pe părinți cu, trebuie să faci, nu știu, 2 facultăți și vedem unde te angă. Nu, majoritatea, adică cred că s-a schimbat cumva percepția. Oamenii, nu știu, copiii nu mai vor să fie angajați de top așa cum îi văd părinții. Trebuie să faci o facultate și o să fii inginer și o să te angajezi acolo, o să fii un angajat
model. Nu, majoritatea vor să fie patroni model. Adică și fiecare și-ar dori, își dorește o afacere a lui, o jucărie a lui în care să-și ducă altfel trai, nu știu. Să facă ce simți, nu... Se vede că e mai bătrân și e trecut prin... Dar chiar câți ani ai? 30, tu cât ai? 28. 28, mă, se vede că ești trecut prin viață. De ce? Păi iarăși cum... nu sunt cel mai bătrân. După cum vorbești așa, ai dat niște pilde despre ce viață. Ce pilde îmi dăm? Nu mă să facă ce credim. Da, să facă bine, orice fac să facă bine, să facă din suflet, să nu se gândească la bani. Da, dacă nu se gândesc la bani, vin după și banii imediat. Radu ne zice mereu, banul trebuie să fie consecința lucrului bine făcut. Bună. Vorbe bune. A, și ne mai zice Radu, ne mai zice una foarte bună, să nu bagi niciodată chiriași, că nu e bine să ai chiriași, mai bine lași mărăcinii să crească, pentru că mărăcinii nu șterg pula pe perdele. Se vede că Radu e crescut pe două milenii să-mi bau. Mi se pare foarte bun asta de... Super. Da. Da. Băi, cred că ajunge. Nu mai aveai nimic? N-am pregătit nicio întrebare. Nu, vorba ta, n-am vrut să te întreb de oracol, să te iau care e culoarea ta favorită. Hai să vorbim așa despre stand-up. Priză, un băiat extraordinar. Așa, cu asta să încheiem. O zdreanță de om. Asta o să tăiem, tu zi acolo, că o las doar pe aia că e extraordinar. S-a băgat cu neuronul, ne, ia-mă și pe mine. După aia l-au luat pe Pietreanu ca să aibă public, zic că ei făceau la trei oameni. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Da, și... Ne ajută Radu mult. Vă mai scrii, Radu? Eu momentan nu, dar acum l-am rugat să mă ajute. Ți-am scriu foarte greu și l-am rugat să mă ajute. Cum dracu vă scriu greu? Scriu greu. Și n-am... Uite, eu ne participu nici la open mic cu nici astea, dacă am niște glume, eu trebuie să le dau direct bă, da, în show. Măcar premizele le iei tu și după aia te joci cu el. Am câte, e ok, nu mă vaiet, dar Radu pe scris e genial, adică scrie episoadele la Vacanța Mare, dacă îți vine să crezi, scrie câte 100 și ceva de pagini în câteva zile. Cu personaj, Radu. Replici, personaj, pagre, mamă, mi se pare... Deci, eu doar ca să mă gândesc așa ce scrie Radu, îmi ia creierul foc. Numai când mă gândesc la poezii, pe cuvânt. Îmi ia creierul foc și zic, nu, stop, știi, adică nu intra în partea aia, doar să citesc ce scrie omul ăla, nu intra, știi cum zici, intri pe ceva și îți apare antivirusul, nu îți dă semnalul ăla, cam așa e la mine, Da, și cu semnalul ăsta, de antivirus să închem, discuții lângă priză o să numească, zic eu de acum, patrula română, a fost Naie, mersi mult Naie, ai venit și... Asta e, așteptăm sugestii, pe cine să mai chemăm, ce să mai facem, ce să furăm de la Naie de aici. Cam atât, v-am pupat. Pa! Dă-i off!